Acum poți comanda stickere mai ușor pe noul site stickered.com, unde poți alege din modele existente, încărca imagini ce vor fi transformate în stickere sau folosi chatul live pentru a configura împreună modelul dorit. Fiecare sticker costă 2 lei, este rezistent la apă și poate fi lipit pe aproape orice suprafață, iar dacă comanzi peste 50 de stickere, livrarea e gratuită. Ai linkul în descriere. Una din provocările pe care le întâmpină un adolescent, dar și un adult mai rar, este faptul că nu îi place ce vede în oglindă. Petreci în fiecare zi o grămadă de timp analizându-ți fiecare imperfecțiune, fiecare defect, mustrându-te pentru fiecare greșeală, oricât de mică. E normal să nu fii mulțumit cu tine, mai ales când te compari cu ce vezi pe internet. Dar adevărul este că insecuritățile pe care tu le ai sunt mult mai puțin observate de alți oameni, pentru că nimeni nu stă să te analizeze în detaliu așa cum o faci tu. Dacă ai sentimente de inferioritate și simți că nu e suficient de bun, e bine, videoclipul ăsta e pentru tine, pentru că astăzi vom vorbi despre 7 semne subtile că ești mai atractiv decât crezi. Crede-mă că acest video va face încrederea de sine să revină la cote înalte, acolo unde ar trebui să fie mereu. Așa că să-i dăm drumul. Primul semn că ești mai atractiv decât crezi este că oamenii îți cer părerea. Dacă nu ai fi important și oamenii cu care intri în contact nu te-ar admira, părerea ta ar fi irelevantă. Nu i-ar interesa ce crezi tu, dar faptul că le pasă de opinia ta arată că în ochii lor ești un om valoros și atractiv. De exemplu, dacă o fată te întreabă ce părere ai în legătură cu ținuta ei sau prietenii te întreabă sfaturi despre fete, ei bine, acestea sunt semne că ești mai atractiv în ochii lor decât crezi tu. Al doilea semn că ești mai atractiv decât crezi este că oamenii sunt încântați de prezența ta. Când îți faci apariția într-un grup, dintr-o dată lumea este mai luminată la față, aerul se schimbă, atmosfera devine mai plăcută, mai pozitivă de fiecare dată când îți faci apariția, iar oamenii vor să interacționeze cu tine cât mai mult. Dacă ai astfel de efect asupra oamenilor, înseamnă că ești mult mai atractiv decât crezi. Al treilea semn este că ești invidiat. Știu că sunteți invidiați. Sunt prea simpatic, sunt prea șmecher, sunt prea așa. Invidia se traduce astfel: te urăsc pentru că nu am ce ai tu. Așadar, dacă ai oameni care nu te suportă, nu e neapărat un lucru rău. Dacă nu ai avea ceva valoros și te-ai pierde în mulțime, nimeni nu te-ar mai vorbi de rău. Al patrulea semn că ești mai atractiv decât crezi este că primești o grămadă de complimente. Pe oriunde te duci, primești complimente despre felul în care arăți, felul în care te îmbraci, felul în care te comporți. Știi, oamenii nu aruncă așa ușor în stânga și în dreapta cu complimente. Înseamnă că tu chiar ai ceva special. Deci data viitoare când nu ești mulțumit cu tine sau te mustrezi, adu-ți aminte de momentele în care oamenii te-au apreciat, iar încrederea de sine îți va reveni cât ai zice pește. Poate primești multe like-uri și comentarii pe social media și chiar dacă nu e același lucru ca atunci când primești complimente în viața reală, tot e ceva. Și că tot vorbim de like-uri și comentarii pe social media, eu m-aș simți mai bine dacă mi-ați da un follow pe TikTok. Da, mi-am deschis cont și de TikTok, poți să mă găsești dacă scrii Edi Edvice pe TikTok și stai liniștit. Nu o să postez dansuri nebune sau challenge-uri, pur și simplu o să postez rezumatele videoclipurilor de aici, de pe YouTube. Deci dacă nu ai timp să le urmărești aici, poți să intri pe TikTok și să le vizionezi mult mai repede. Dar o să postez și videoclipuri noi care nu vor fi postate aici pe YouTube, așa că dacă vrei, dă-mi un follow pe TikTok la Edi Advice. Ai linkul în descriere. Al cincelea semn că ești mai atractiv decât crezi este că fetele sunt surprinse că nu ai iubită. Știi momentul ăla când vezi o fată pe stradă și te gândești: mamă, e prea frumoasă, sigur are iubit. Și apoi regreți că n-ai încercat cu ea pentru că afli că de fapt nu avea. Exact la fel se întâmplă și invers. Când fetele presupun că ai iubită, înseamnă că te văd ca pe un băiat atractiv. Al șaselea semn este că fetele te tratează diferit. De exemplu, se bagă în seamă cu tine, vor să fie în preajma ta, se supără pe tine fără vreun motiv anume. Fetele pur și simplu nu se comportă așa cu băieții. Deci dacă ți se întâmplă asta ție, înseamnă că te privesc ca pe un băiat atractiv. Și în final, al șaptelea semn este că ai atitudine de învingător. Te străduiești și îți dai silința să câștigi în absolut tot ce faci. Încerci să faci lucrurile așa cum trebuie, bine, să-i ajuți pe alții și să fii un om respectat. Toate aceste lucruri arată că ai o mentalitate de învingător, iar acest lucru este extraordinar de atractiv pentru oricine. Așadar, dacă vreodată te simți cu moralul la pământ și crezi că nu e suficient de bun, gândește-te la aceste 7 semne despre care am vorbit și îți garantez că o să te simți mult mai bine.
bine. Nu uita de follow-ul pe TikTok. Da, oameni, acesta a fost videoclipul de azi. Dacă v-a plăcut și v-a fost de ajutor, vă rog frumos să-l distribuiți mai departe, să vă abonați, bineînțeles, dacă n-ați făcut-o, să lăsați un like și să-mi dați un follow la Edvice pe Instagram, unde puteți, bineînțeles, să mai adresați orice fel de întrebare legată de viața voastră personală, iar eu voi încerca să vă ajut. De asemenea, dacă ai o problemă urgentă și ai nevoie de ajutor, poți apăsa butonul alăturete de mai jos și vei primi numărul meu de telefon, unde mă poți suna sau îmi poți trimite mesaj în legătură cu problema pe care ai, iar eu voi încerca să te ajut mult mai repede decât pe Instagram, unde răspund cam după 2-3 săptămâni. Și acestea fiind spuse, eu am fost Edvice sau Edi și până data viitoare, nu uita, pune M-ul reușită, nu rateu. Pa, pa!